Salut! Sunt Vasile Dumitriu, sunt antreprenor, spirit civic și mai nou blogger, vlogger sau cum să o mai numi, dar în primul rând mă consider om. De-a lungul activității de antreprenoriat, anul acesta am împlinit 20 de ani de bătăi de cap și provocări continue, am învățat că lucrul cel mai de preț este cuvântul, onoarea. Ca activist, sau mai bine zis persoană civică, pentru că nu-mi place termenul de activist, am vreo 10 ani, timp în care am fost implicat în două ONG-uri, Oradea Civică și Bihorul Civic. Încă activez. În politică am fost membru USR Bihor timp de vreo 2 ani, dar n-a prea mers. Nu o să intru în prea multe detalii din respect față de foștii mei colegi de acolo, pentru că am încă prieteni și colegi de ispravă cu care țin încă legătura. Conducerea de acolo nu este una dintre cele mai diplomate, după părerea mea, ca să fiu cât mai elegant. Nu enumăr toate proiectele la care am participat, pentru că sunt multe, dar enumăr două, pe care le consider cele mai importante, și anume, oameni noi în politică la care am fost cosemnatar și fără penali în funcții publice. Când mă criticați că nu am publicat nici măcar un articol într-o zi, gândiți-vă că toate aceste activități pe care vi le-am prezentat mi-au devorat poate tot timpul. Sunt zile în care muncesc foarte mult, poate mai mult decât ar trebui. Subiectul Ucraina îl găsesc ca fiind capital, prioritar, pentru că este de o importanță foarte mare pentru noi, nu doar pentru România, ci și pentru întreaga Europa. De aceea, 90% dintre materialele publicate de mine, sau poate chiar mai mult, au legătură cu acest subiect. Pentru că de acest subiect, de subiectul Ucraina, depinde soarta noastră, libertatea noastră, activitatea optimă a fiecăruia dintre noi. Nu uitați că libertatea și prosperitatea merg mână în mână, nu este posibilă una fără cealaltă. Poate și acest lucru este o activitate civică în sine.